One of the most intriguing things about UFO files is that the amount of them is just astronomical. Today the MOD is releasing more of its secret documents, including descriptions of a UFO flying over Stamford Bridge and a funny-shaped object hovering above Michael Howard's house. There's also some interesting information about Winston Churchill, and even a document stating that someone saw a flying Toblerone. But how much of it is actually real? Nick Pope, who used to investigate UFOs for the MOD, doesn't think too much of it should be taken seriously. To be perfectly honest, 95% of the material in these files is quite obviously just people mistaking something ordinary. But a small percentage of cases, perhaps 2 or 3%, are very interesting, are genuinely unexplained, and even those of us at the Ministry of Defence who worked on this issue were puzzled, genuinely saying, well, we don't know what it is. One of the weirdest stories to come out today is that one man who claimed to have seen a UFO became ill on the same day, developing sickness and a skin condition. There are things, of course, that the MOD won't release to do with UFOs, and according to experts, they consist mainly of all things military. There are exemptions to the Freedom of Information Act covering things such as defense, national security, intelligence. A lot of conspiracy theorists say, well, this must mean that the real truth about UFOs will be held back. Actually, the material that's been withheld is probably more likely to relate to things like methods and sources of gathering intelligence or the capability, for example, of a military radar system. Rather amusingly, the files being released today also reveal how intrigued and enthusiastic members of the public can be about the issue of unidentified flying objects. One of the funny things is that some of these files are entitled Persistent Correspondent. Now, as I know, having worked on these files, that's MOD code for this person is becoming a nuisance. Eran aproximadamente la 1 y 40 de la tarde, cuando de pronto el cielo de la capital lució de esta manera. ¡No, Beta! ¡Cómo me la acerco! ¡Yo lo vi! Extraños puntos luminosos aparecieron a una altura de unos 2.000 metros, formando figuras geométricas. Primero un triángulo y luego ante la atónita mirada de los transeúntes, los objetos luminosos comenzaron a moverse y a multiplicarse, hasta quedar perfectamente alineados. Segundos después, se alejaron de dos en dos. Fueron siete las esferas que lograron verse en el centro de Lima, en lugares como el de la Avenida España. El cielo despejado permitió que los objetos fueran divisados. Algunos transeúntes que salieron a almorzar no podían creer lo que veían. Otros interrumpieron su trabajo con tal de no perderse el inusual espectáculo. Son como 8 puntos, se desaparecen y aparecen. ¿Ustedes había visto algo así? No. Primera vez que veo esa cosa blanca que veo arriba. Sí, logré ver cómo se llama 7. En forma de una nave. Al principio eran 4, pero luego se juntaron hasta 8. Y cuando queríamos grabar con mi celular no se llegaba a ver, como que se veía muy distorsionado ya. Parecía como si eran ovnis, algo así, es lo que estaba diciendo la gente. Pero para el investigador en ufología y miembro fundador de la oficina OVNI de la Fuerza Aérea, Anthony Choi, se trataría de un hecho más que cotidiano. Lima estaba muy despejada, el cielo, el vidrio solar habría impactado sobre el látex de los globos y por eso se vería tan impresionante. Eran globos de él, definitivamente. Sin embargo, fueron 30 minutos los que duró la extraña aparición. Hace 2 meses en Tacna. Fenómenos similares, apariciones inusuales, ovnis o simplemente globos aerostáticos que no dejan de ser un misterio para unos o una anécdota para otros. En el cielo. Se trata de por lo menos 4 objetos grandes, redondos, de color blanco, que hacia las 2 de la tarde aparecieron a gran altura en la ciudad. Ninguna autoridad se atrevió a exponer una hipótesis sobre el episodio. Incluso, muchos dijeron que se trataba de ovnis. Otros curiosos, que desde diferentes sitios de la ciudad pudieron avistar las extrañas figuras, no descartaron que se trate de una campaña publicitaria. 오늘 오전 11시 50분부터 30여 분 동안 서울 광화문 상공에 미확인 비행물체 수십 대가 동시에 출현했습니다. 비디오 촬영가인 허준 씨에 따르면 하얗게 빛나는 동그란 물체가 세 무리로 나뉘어 인왕산 쪽으로부터 남쪽으로 이동하다 갑자기 사라졌다는 것입니다. 24배 줌으로 당겨 찍은 화면인데요. 이 같은 장면은 마침 길을 지나던 시민 수십 명이 동시에 목격했습니다.
UFO 전문가들은 이 물체들이 올해 6월 24일 멕시코에서 출현한 미확인 비행물체 편대의 비행 모습과 흡사하다고 밝히고 정밀 분석을 하고 있다고 말했습니다. Русинският уфолог се надява да провокира желание някой да се вземе сериозно и да докаже или опровергае истинността на документа. За учения обаче летящата чиния е факт и реалност. Младежи заснели част от пътуването си към Девин, но когато изгледали видеото, с изненада видели прелитаща летяща чиния. Изпратили заснетото до българската уфология. Летящите чинии са земни обекти, служат за целите на военните и няма ли нищо общо с НЛО. Cetățenia. Oana Antonia a văzut imaginile și știe mai multe despre apariția de azi noapte. Bună seara, Oana! A fost un OSM? Bună seara! Este greu de spus. Cel care a filmat imaginile pe care le veți vedea imediat este sigur că a fost vorba despre un OSM. Un specialist în asemenea fenomene a văzut imaginile și spune că deocamdată nu se poate pronunța, deoarece operatorul nu a prins în cadre niciun punct de reper, așa încât obiectul respectiv ar putea fi chiar luna. Sfera ar fi apărut aseară în jurul orei 21 la o înălțime destul de mică deasupra Bucureștiului și a rămas nemișcată mai bine de 6 minute. Din păcate, operatorul amator nu a reușit să prindă pe peliculă și dispariția bruscă a sferei luminoase. Românii s-au obișnuit deja cu asemenea apariții, alte cazuri fiind semnalate de-a lungul timpului în Galați, Craiova și Arad, în județele Vaslui și Brașov. Ar fi vorba despre imagini surprinse de camerele de supraveghere ale aeroportului în vara anului 2004. Filmul arată un obiect luminos în culorile roșu și verde, aparent static acest obiect, prezent în zonă cel puțin 30 de minute. Iar potrivit ziarului Guardianul, e greu de crezut că ar putea fi o aeronavă care se pregătea să aterizeze, pentru că totul durează cel puțin jumătate de oră, timp în care nu normal. Bună seara, Cristina, bună seara, doamnelor și domnilor. Nu știu dacă ne-au vizitat extraterestrii sau ce anume a filmat tânărul. Constantin Caraman are 36 de ani și locuiește chiar în centrul orașului. La începutul anului și-a instalat pe balcon o cameră de supraveghere, sătul să își tot găsească mașina din parcare spartă. În urmă cu câteva seri, în timp ce se afla pe balcon împreună cu soția, s-a observat pe cer mai multe obiecte luminoase, așa că a îndreptat camera către ele și a reușit să le filmeze. Vorba de 4 obiecte zburătoare, de culoare portocalie și care, după câteva minute, au dispărut. Apoi, bărbatul a arătat imaginile și fratelui său, care le-a privit mut de uimire. Totuși, cei doi bărbați sunt convinși că nu este vorba de ci doar de aparate de zbor folosite de armată. Pe de altă parte, însă, iubitorii de science fiction sunt convinși că am fost vizitați de extraterestri. 究竟是飞碟还是白露丝，各方都没有确定的答案。不过可以确定的是，后里乡间传出有飞碟，已经成了大家热门的讨论话题。记者陈彦胡、吴燕台球报道。 The Kremlin has been circled by UFO. Well, that's if you believe a video which also has soared high to the top of YouTube's Russian website. The pictures apparently shot from a passing car have come a sensation. Another YouTube clip shot in daytime shows a gray object on the skyline near Red Square. Skeptics, however, say that if the images were for real, the public would have reported sightings to police or are making no comment. 下面我们再来看一段拍摄于爱尔兰的无声视频。据说呢，这是人类最近一次拍到的 UFO 的影像。不管是真是假，这段视频至少能够让我们仰望星空，展开想象。